Răspunsul electric, geografie, parcă voi și vezi. Ce-ai fost? Nu vreau să văd. Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Se știe, știe, știe. Se știe. Salutare prieteni, stand-up-ul ca Pornel, știi, cu stand-up național prin țară. Primul oraș, Ungheni, chiar azi. Șuță de chef, să șo. Dar tu ești primul. Nu, nu, nu. Заметил, как будто бы много нормальных дорог. Бля, но вот здесь 10 лет назад, это пиздец. Где я был 10 лет? Noi suntem stand-up-ovca. Avem comedianți care vorbesc în limba română și avem care vorbesc în limba... limba șeilaltă, știți? Есть в зале люди, которые не понимают румынский язык? Eu unii mă duc, tot povestesc, eu sunt din Chișinău, eu sunt din Chișinău, șmalau, știi? Numai la Ungheni am auzit vorba asta, n-a huine Chișinăul vostru, eu sunt din Ungheni. Păi, voi, în general, ghinii v-ați aranjat aici. Beți coniac Ungheni, cicați pe covoare Ungheni, v-a trezit la dambă acolo, la răsărit. Давай. Сломай ключицу и все. Не будешь спать. Лёта, мацензура, да, артиста. Вика, теперь ты так сделай. Я могу пробить по одному. Давай, давай на голове покрутись, на голове. Парка и парка бил на нунка. Давай, погнали, погнали. Воу! Бэй! Что происходит? Верните классику! Верните, Виктор, теперь ты! Видел, как разъебал? Что они говорят? Фристайл! Выключили свет, они разъебались. Да. Все, начинаем! Все, я ставлю камеру. Am șumbunel. Am un bunel, bunelul meu e moldovan din stat din Talpa, dar lui tot îi spun că e jidan. Ca să înțelegeți, bunelul meu cumpără cârnați numai când bunica ține post. Dar bunica mea, în două cuvinte, bunica mea e persoana așa, e care e vedit la rodom cu cine înseamnă copchilul, știți? Când s-a născut Varmea, noi am fost la maternitate, am intrat în palată, bunica a luat copilul și... cucuscra înseamnă, cucuscra, după bolfe văd că înseamnă cucuscra. Zic că, bunica, pune-te rog copilul înapoi în incubator, că pe-a noastră încă nu a dus-o. Dar la noi în Chișinău, până nu de mult, puteți și bătut pe stradă numai din cauza la hainele în care era îmbrăcat. Și huliganii veneau cu diferit pretext, cu diferite pretenzii, gen, deși ești îmbrăcat în scurtă de chele, tu și ești rocker? Sau dacă erai în pantaloni largi, tu și ești rapper? Sau dacă erai în pantaloni strânși, tu și ești gay? De mine recent s-a aninat cu următoarea pretenție. A zis că, deși ești îmbrăcat în costum, tu și ai murit? Sau... Da, asta a fost foarte straniu să aud din partea lui tata meu. El îmi zice că scot costumul, să-l dau înapoi lui bunelul, că bunelul a murit și nu-i frumos să-l îngropeni îmbrăcat. Am observat că realitatea din Moldova nu coincide deloc cu filmele americane, deloc. În filmele americane, când un copil îți duci primar la o universitate, da? Părinții lui plâng, îl duc cu mașina, îi spun că tata și ghine. În prima mea zi de universitate, eu am primit bătaie, ni s-a furat portmoneu, ni s-au propus droguri și asta eu încă din ograda mea n-am ieșit. Păi
Так, давайте со старта похлопайте, кто себя считает толстым. Я каждый раз вижу этих худых мразей, которые такие: «Я толстый, я с вами». Я вас ненавижу. Потому что я даже себя не считал толстым, пока в какой-то момент мой дед специально не умер, чтобы я поел на его похоронах. Там еще накрыли на 50 человек, и я такой: «О, да, поедим». Но я не сволочь, да, я поделился с родственниками, кинул пару плацин в гроб. Зиуадиаз, тец вор дрептур комуни, тец. Ши уамени граш, ши слабь, ши нормаль, ши ненормаль. Вой ведат сама, кади грабы быт лиляс вреи дрептур. Асадуни ла протесте ин центру руаши уамени ешт, ну кум уамени, и асадуни. Сейчас с инчапа протесте действия. Но я вем инстинкти, но и врем сняхуим, но и врем сняхуим, но и врем сняхуим. Ши мотор действия. БМВ, БМВ, рассорите Адидас, БМВ, рассорите Адидас. Вот ац, Додон. Cel mai mare că e mic, știi? Și adică ajungi la destinație foarte repede. Parcă sunt foarte puțini oameni, dacă ar fi la noi. Da, dar prudul în care poate? Dacă e aici. Înțeleg oamenii pseudopatrioți care îi spun: eu iubesc Moldova, asta e țara mea iubită, și continuu să speli un bunel în Italia. Dar tu măcar un bunel ai spălat la noi? Măcar un bunel ai spălat în Moldova, a? Люблю, когда таксисты попадаются с чувством юмора. Недавно ехал с таксистом по голосовому помощнику, ее звали Алиса. В какой-то момент Алиса говорит: через 500 метров поверните направо. Таксист решил ее подколоть, говорит: а если через 500 метров поверну, в жопу дашь? Я говорю: прикольно вы ее подкололи. Он говорит: это я не ей. Дальше пешочком пошел. Жопа болела. Foarte multe gălăzii în jur, știți? Multe gălăzii. Eram recent dimineața într-un local și îmi luam micul dejun și era o masă mare de asta alăturea, foarte gălăgioasă, știți? Deci veniți din Anglia. Care e beau coniac de dimineață, știți? Cum ne-am dat seama că-s din Anglia? Pentru că politica lor expansionistă s-a întins pe tot localul. La un moment dat un Kent apă mânca English breakfast-ul meu de la mine din față, de-am... Tot cu fasole și tot cu sasiri, da. Și, dar pe lângă asta, cel mai tare mă enerva că ei aveau un satelit la masa asta. Un copil destrăbălat de ăsta, știți? Ăsta care, pentru picioare, ca mingea de baschet. Ăsta care, ăștia când cresc mare, apoi devin ambulanță, na. Și-a luat amuzant că la un moment dat îl strigă măsa: Christopher! Christopher! Christopher, vină la mâncare! Și scoate sânul afară. Ăsta fuge, dar el avea 5 ani de-am, adică... Din chișoare s-o aprochet și s-o înșipt în sân, știți? Și-a început sugă, ne trâns ca placa din bugetul de stat. Și-a venit o așepta plânge așa. Știi, cred că era laptele brânză de la coniagă. Și măsa își aplică toate aptitudinile educaționale și îl apucă și... Ataci odată în futu-ți Cristoforul tău, e un Dumnezeu, măte! Zic, wow, e cel mai original mod de a servi un milkshake!
Не стоит повторять все, что видели в порно. Не все. Я как-то девчонке плюнул в лицо. Она так охренела. Выбежала из троллейбуса. Я даже имени не успел узнать. Но она сама виновата. Несла какую-то чушь про собак. Что-то типа Акитац такса. Да, ж ла финал, уна бун, уна фербинти, chiar am avut recență în plat. Eram cu băieții la Iaz și unul se neca, dar noi ne uitam. El se neca, noi ne uitam, parcă tot normal, nu? Noi nu vrem să-l scăpăm pentru că el avea inel de ăsta cu spasii să hrani. Și noi vrem să vedem dacă să-l spasească și să hrănească. El dăm gata acolo, dă de duhul, dă de gata, când ne uităm hainele pe mal, lângă haine și inelul stătea, coroce. Noi atunci chiar ne-am speriat. Așa că am luat inelul, l-am aruncat în apă. Și am zis că am precis să-l spasești, să hrănești. Da, eu sunt din 90, am 31 de ani, am 2 copii. Știți, mă nervează cel mai tare că s-a schimbat atitudinea oamenilor. Dacă înainte era, când n-aveam copii, erau toți așa, ei Vlad, mai rămânem la o bere, mai vorbim, mai discutăm, da, cui tu trebuiești acasă, și unde să le iei, că unde te duci tu, și, cui tu trebuiești? Am uia să uită la mine, ei Vlad, dar unde să te duci tu, unde să rămâi, uite la tine, tu ai 2 copii, ei, asta soție îmi spune, înțelegeți, nu? Меня зовут Ваня, я певец. И знаете, благодаря творчеству меня часто узнают, и это не всегда приятно, потому что это происходит примерно так. Это же ты, ебанута-нута! Это же ты! Желтый пиджак, это же ты, цыган, да? Это ты! Знаете, шелчок означает, что сейчас будет оскорбление. Знаете? Постоянно вот так. Это же ты, свиноворот свиней! Это же ты, этот клоун! Это же ты! Я говорю, можете мне штамп поставить в паспорт, я границу пройду, пожалуйста. Noi suntem de peste tot, după cum ați observat, suntem și vorbitori de limba rusă, suntem vorbitori de limba română, suntem de peste tot. Pe noi ne unește un singur lucru și asta este comedia. Sper cu acest spectacol, cu acest concert, noi măcar cât de puțin v-am deplasat de la probleme și de la tot ce se trăiește în lume. Și vă mulțumim foarte mult!